face o faptă bună, a mai donat sânge și consider că pe această cale putem ajuta pe cei care au nevoie de transfuzie de sânge. Cum vă simțiți când sunteți despre scaunul de donator? Din punct de vedere, mă consideră, când sunt pe scaunul de donator, ca un, pot să zic, un erou, pentru că fac o faptă bună. Consider că rolul nostru este de a ajuta pe ceilalți care au nevoie. E un gest uman. Sunt la o parte cariera de polițist. Facem acest gest, în primul rând, pentru că suntem oameni. Cu tămâști. Inspector Florea Claudiu, nu știu niciun lucru.